Bună dimineața și bine v-am regăsit. În această dimineață discutăm cu laureata premiului, directorul anului 2023. Alături de mine în această dimineață este doamna Raluca Cosma, director al școlii Ion Ghica din Iași. Bună dimineața, Raluca, și bine ați venit în platoul emisiunii noastre. Bună dimineața și bine v-am găsit. Dincolo de toate trofeile pe care le aveți, pentru că acest trofeu care v-a bucurat mult în acest an și pentru care vă felicităm, nu este unicul. Dincolo de toate aceste premii și faptul că faceți o muncă colosală pentru a ajunge acolo unde vă doriți, cine este Raluca Cosma? Sunt, în primul rând, un profesor în învățământ de 21 de ani, în funcția de director de peste 13 ani, un om care iubește copiii, care și-a dorit toată viața să fie profesor, chiar dacă viața mi-a oferit și alte oportunități de a schimba domeniul de activitate, nu mi-am dorit. Îmi doresc în continuare să fiu alături de copii și să aduc dorința, optimismul și curajul meu în tot ceea ce fac pentru a reuși în viață și de a fi mândri de ceea ce devin peste ani, atât noi cât și părinții lor. Atât elevii cât și profesorii, părinții vă văd ca o femeie puternică, o femeie ambițioasă, cu multă determinare. Dumneavoastră cum vă vedeți și cum v-ați descrie? Sunt într-adevăr o persoană puternică. Nu mi-a fost ușor în toată activitatea mea, dar mi-am dorit mult să realizez tot ce consideram că la un moment dat sau altul e nevoie pentru școala la care la acel moment eram director. Sunt într-adevăr o persoană ambițioasă, sunt o persoană care crede în oameni, care cred că a învățat să valorizeze mult resursa umană și care a pus mare preț pe creativitate și pe inovare în a reuși tot ceea ce și-a propus. Care sunt calitățile care v-au adus acolo unde v-ați dorit? Mi-ați spus mai devreme să începem acest interviu că v-ați dorit foarte mult acest premiu, să deveniți directorul anului și în acest an. Și iată că acest lucru s-a întâmplat. Da, vă spuneam înainte de emisiune că dorința mea a fost să depășesc lista de finalist și de a ajunge câștigător pentru a fi din nou Iașul pe podium și de a reprezenta cu cinste managementul de calitate din județul Iași și cu atât mai mult de a aduce în atenția tuturor numele Școlii Gimnaziale Ion Ghica din Iași pentru a avea o reprezentare a muncii, a mea, a colegilor, a părinților și poate o sursă de inspirație pentru colegii de-ai mei. Ce înseamnă management de calitate în sistemul de învățământ în România, în gestionarea unei școli? E interesantă întrebarea dumneavoastră. Să știți că de multe ori m-am gândit și eu la această întrebare. E dificil să găsești o rețetă. E dificil să reușești să abordezi absolut toate provocările ce vin pe perioada unei zile, să spun, nu a unui an școlar. Dar gândindu-mă la aceste aspecte menționate de dumneavoastră și pregătindu-mă puțin și pentru gala ce s-a întâmplat pe 9 octombrie la București și pe scena Ateneului Român, mi-au venit în minte 3 de ce și 3 de ieri, cumva, care pot sintetiza această muncă a unui director. Și cred că e foarte important ca director să fii consecvent, e foarte important să fii creativ și toate astea îmbinate, e foarte important să știi ce înseamnă recunoașterea, să aduci recunoaștere atât elevilor cât și colegilor tăi. Atâta timp cât tu nu ai puterea ca director să recunoști o reușită a unui coleg, cred că lucrurile nu au cum să funcționeze. E mare lucru să ai mulțumirea lucrului făcut și să fie cineva care vede că tu ai făcut lucrul bine și a adus plus valoare școlii. Cât de important, reieșind din cele spuse de dumneavoastră, este să-i dăm cezarului ceea cezarului?
Este important, tocmai asta vă spuneam, e foarte important să vii în fața elevului cu apreciere, să vii în fața părintelui cu apreciere. E foarte adevărat că suntem limitați poate de resursa financiară. Ne-am dorit mai mult să avem o resursă financiară care să poată constitui și o motivare pentru colegi, pentru elevi, cred că găsim, dacă ne dorim, variante și în acest fel, dar cu siguranță o apreciere valorează foarte mult și poate dă curaj pentru mai mult și nu dezarmează în aceste vremuri cumva așa nesigure și poate unde valoarea nu își mai regăsește locuri pe care noi le-am dat. Deci foarte, foarte important și lucrul acesta se întâmplă și la nivelul școlii și încurajez foarte mult, desfășurăm activități specifice în această direcție și da, insist că este un lucru foarte important. Ați implementat multe proiecte, precum școala în siguranță, Hai afară la învățare, ați obținut și acreditare Erasmus. Sunt niște proiecte foarte frumoase de care beneficiază în primul rând copiii, cei care sunt viitorul nostru. Când le reușiți pe toate? Care este cheia succesului? Aceste proiecte sunt unele mari de anvergură cu finanțare europeană, dar la nivelul școlii se desfășoară extrem, extrem de multe proiecte locale și județene și toate astea se întâmplă datorită colegilor, pentru că noi lucrăm foarte mult în echipă, sunt echipe mici de lucru cu direcții foarte clare și da, timpul de lucru este unul îndelungat. Sunt puține ore în care nu desfășor activitate în această direcție, dar mulțumirea vine așa zi de zi și cumva bucuria copiilor de la școală cred că ne încarcă cu baterie pentru încă o zi și încă o zi și încă un an. Pentru că tocmai ce s-a terminat modulul 1, este incredibil cât de repede a trecut timpul. Și da, timpul de lucru este unul îndelung. Dar încă o dată vreau să accentuez ideea că lucrurile acestea nu sunt posibile pentru niciun director dacă nu ar avea o echipă puternică în spate și colegi care să aibă aceeași viziune de dezvoltare a școlii și să meargă în aceeași direcție. E foarte, foarte important. Acum o săptămână discutam cu un mentor de afaceri, la fel la matinal, și mi-a spus că competența cheie a unui antreprenor este competența de a crea o echipă eficientă. Iar dumneavoastră vă reușește cu succes acest lucru. Uitându-vă la parcursul dumneavoastră din punctul A în punctul B, ce credeți că este cea mai mare mândrie a dumneavoastră? Cred că cea mai mare mândrie este reprezentată de mesajele, de vizitele foștilor elevi, care îmi aduc în atenție reușitele lor, îmi aduc atenție un sfat dat la un moment dat, o încurajare, o provocare, poate că da, ca profesor de matematică îi provoc de foarte multe ori și cred că acestea sunt cele mai mari bucurii. Trecând peste toată partea de infrastructură pe care tu ca director o clădești în școala în care ești, trecând peste echipele pe care le lași în urmă, colegii, relațiile minunate pe care le dezvolți, totuși faptul că tu ți-ai pus amprenta asupra formării unui copil, poate de 11-12 ani, devenit acum adult, și care își aduce aminte de tine ca profesor sau ca diriginte, pentru că da, am avut și această calitate, este un lucru unic, este un lucru minunat. Foarte frumos și foarte profund spus. Ați muncit foarte mult pentru ceea ce aveți, inclusiv dumneavoastră, cât și echipa pe care o manageriați. Mai credeți în miracole? Miracolele sunt fără doar și poate o credință a mea. Mi-am creat toată activitatea și cumva toată viața mea, crezând că totul este posibil dacă într-adevăr îți dorești. Miracolele
sunt, eu știu, la o scară mai mică sau mai mare, în viața noastră, nu știu, poate și prin lucruri mărunte, dar care la un moment dat nu păreau a fi realizabile și atunci da, cred în ele. Cred că de altfel această tărie a mea, că totul este posibil, a făcut ca lucrurile să decurgă firesc și, nu știu, în final bucuria să fie una mare, dar da, este multă muncă și multă credință că lucrurile se pot întâmpla dacă într-adevăr îți dorești. Cât de frumos spus! Raluca, noi vă mulțumim că ați ajuns în platoul emisiunii noastre în această dimineață și vă urăm mult succes și vă mai așteptăm cu mare drag. Vă mulțumesc tare mult! A fost un moment emoționant pentru mine, un pic retrospectiv, cu multă emoție și vă mulțumesc pentru acest lucru. Cu cel mai mare drag!